Atenție, brăileni! În perioada aceasta, carnea se poate altera ușor, astfel încât puteți ajunge să duceți acasă adevărate pericole la caserolă, dacă nu sunteți atenți și nu urmați câteva sfaturi practice. Conducerea Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Brăila a efectuat deja un control tematic pe produse din carne, iar deficiențele nu au întârziat să apară. A fost un control mai amplu cu prelevări de probe, un control la 7 operatori importanți mai mari, economici, și din 7, 5 au avut abateri de la legislația specifică. S-au controlat 350 de kilograme de produse din carne în valoare de 8.068 de lei. Din aceste abateri au avut numai 38 de kilograme în valoare de 854 de lei, cantitate care a fost oprită temporar de la comercializare până la intrarea în legalitate. Deci nu era expirat, avea o abatere de etichetare. S-au aplicat 3 amenzi în valoare de 40.000 de lei și 2 avertizmente în funcție de gravitatea faptei. S-au prelevat 3 probe de preparate din carne, dintre care unul din produse a fost neconform, în sensul că avea umiditatea 58% în loc de maxim 50%, cât prezentau normele în vigoare. Dintre abateri, 3 abateri importante au fost lipsă afișare prețul pe kilogram la unul dintre operatori, lista de ingrediente parțial lizibilă, adică nu se puteau vedea toate ingredientele așa cum trebuie, și o altă abatere, etichete suprapuse peste eticheta producătorului, comerciantul a suprapus eticheta astfel încât nu se putea citi lista de ingrediente. Pentru proba neconformă s-a aplicat sancțiunea corespunzătoare, o sancțiune mai mare decât celelalte și s-a oprit definitiv de la comercializare produsul respectiv. Totodată acesta a declarat că și în ceea ce privește pâinea în această perioadă puteți avea surprize neplăcute, în special la cea tăiată și ambalată, dar incidentele nu sunt cauzate neapărat de neglijența producătorilor. E foarte important pentru această perioadă, pentru că este o perioadă foarte caldă, ca lumea să se uite în galantare și să uite la produsele pe care le cumpără, pentru că atât la produsele care pot avea probleme, în principal produsele de carne, dar și produsele din pâine, spre exemplu, au probleme deosebite. Am avut ultima perioadă câteva reclamații pe pâine, în general pe pâinea ambalată și feliată, datorită temperaturii ridicate și a faptului că nu se poate răci pâinea corespunzător, apar aspecte nedorite, gen mucegai. Atenție în această perioadă pentru pâine, că poate să apară și o boală specifică care se numește mesentericus sau boale întinderii, se poate verifica foarte ușor, în sensul că pâinea este ca o plastelină și în momentul în care vrei să o rupi, se întinde puțin tel, să nu se consume asemenea produse, să se controleze înainte de a se cumpăra, se poate vedea prin pungă. De asemenea, pentru produsele din carne, care în general cele ambalate au o hârtie cu rol de sugativă pe fundul casoletelor și în acea sugativă se adună sângele și eventualul lichid care se scurge din produs și care pe o perioadă mai lungă de transport de la magazin până acasă poate prezenta semne de alterare. E preferabil ca în această perioadă să cumpere produse neambalate. Asta ca sfat de consumator. Controlele vor continua, iar cei prinși că încalcă legea vor fi sancționați în conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare. Consiliul Județean Brăila intenționează să sprijine fermierii din județ pentru producția ecologică, pentru gestionarea unor programe de cercetare și inovare de către autoritățile publice locale, în colaborare cu Academia de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu Șișești, Universitatea Dunărea de Jos Galați, Grupul Școlar Constantinescu din Brăila, în vederea dezvoltării sectorului agroalimentar. În acest sens, propunerea de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al Unității Administrativ-Teritoriale Județul Brăila are în vedere obținerea de semințe selecționate din soiuri rezistente la condițiile climatice specifice, dezvoltarea producției agricole în sistem integrat, încurajarea parteneriatelor instituționale, asigurarea bazei materiale începând cu anul școlar 2013-2014 pentru activitatea practică desfășurată de către studenții și elevii din instituțiile de învățământ superior și liceal, care se specializează în domeniul agriculturii.
Este un proiect pilot pentru România. Este pentru prima dată când un județ cere teren pentru a face cercetare în agricultură. Când vorbim de cercetare, cine-i cunoscător, poate să spună, bă, nu ne spune tu nouă că faci pe 2815 numai cercetare. Pentru că cercetarea se face pe loturi foarte mici. Dar loturile mici se multiplică în loturi experimentale, după loturi experimentale vorbim despre loturi de producție efectivă. Pentru că cercetare, asta vă spun dumneavoastră, vom face și pe vacă. Pentru că stațiunea a avut 1000 de vaci, eu vă rog pe dumneavoastră, consilieri județeni, avem timp până la anul agricol 2013-2014 să ne gândim care este forma de administrare a acestei stațiuni. Că partea a doua, conform 1460 hotărâri de guvern, spune domnul Filotti, trebuie să luăm, am luat calul, trebuie să luăm căruța, adică să luăm laboratorul, să luăm stația de sortare și selectare și ambalare a semințelor, pentru că noi trebuie să producem pentru Cooperativa Agricolă de Producție. Vă reamintesc că județul Brăila irigă astăzi 125.000 de hectare dintr-un total de 320.000 de hectare cât irigă România astăzi. Este meritul lui Turcitu, este meritul nostru, a dumneavoastră, la toți care am reușit să-i convingem pe cei de la Ministerul Agriculturii. Eu am insistat foarte mult în Biroul Politic Național pe acest subiect, să facem prima încărcare a canalelor mari de irigație. Când ai apa la capul solei, cei care au avut norocul să aibă sola lângă canalul care s-a încărcat, ai o șansă mare de a trece peste ceea ce înseamnă secetă. Sau, acum e foarte bine, dar peste o lună și jumătate, dacă la porumb nu-i dați ce-i trebuie, mai ales la loturile de hibridare, unde sunt bani foarte mulți, este o mare problemă. Sigur că nu sunt omul care spun că nu urmăresc și interesul din zona agricolă. Urmăresc interesul nostru al județului. Urmăresc să devenim 60-65% să producem sămânță pentru România, dar să o producem noi, să producem 50% județul Brăila din total că se produce în România. Doresc să ocupăm multă forță de muncă, în special în legumicultură. Am identificat împreună cu domnul Turcitu zone irigabile și acum aștept primarii, fie în public, fie în privat, să se înscrie cu 500 de hectare, cu 2 hectare, cu 7 hectare, vom stabili tot aici. Deja este gata statutul Cooperativei Agricole, care vom dezbate aici, vi-l dăm cu o săptămână, două înainte, să aveți și dumneavoastră timp să vă uitați pe el, să veniți cu observații, dar care trebuie să vină cu argumente. Știți destul de bine că nu lucrați de ieri cu mine. Să vină cu argumente și atunci modificăm orice care are argumentul bun. Toate lucrurile astea le-am discutat cu primul ministru, care a înțeles din primul moment necesitatea ca în România să ne apropiem de agricultură. Suprafața totală ce urmează a fi preluată în domeniul public al județului Brăila și administrarea Consiliului Județean se ridică la 2815,52 de hectare, din care 2802 hectare teren agricol și 145,7 hectare teren neagricol. Terenul își va păstra destinația și va rămâne în domeniul public al județului Brăila, mențiune ce va fi cuprinsă în conținutul actului normativ. Județul a promis că va veni cu bani, dar va veni în primul rând cu proiecte europene. Deja Centrul de Informare și Documentare, cum apare ordonanța de urgență în monitor oficial, se apucă să scrie un proiect pentru cercetare și dezvoltare, după ce stabilim și forma juridică respectivă, Nicu, și cred că o să facem o societate comercială pe acțiuni, probabil că o vom face, ne vom gândi. Poate luăm și pe cei de la Academie cu un procent, două, ca să, că așa vor ei, nu mă deranjează. Dacă o facem societate comercială pe acțiuni, cum putem să fim mai noi Consiliul Județean? Ne vom gândi, poate luăm un nou atel, nu știu, vom vedea ce, cum vom face. În orice caz, săptămâna viitoare va trebui să stabilim. Poate aici, Ilie, veniți și voi la discuția asta, ca și din vedere fiscal, să vedem cum o facem să nu ne doară capul. Mai ales când e vorba și despre, o să chemăm și Curtea de Conturi, când e vorba despre bani care vin de la Consiliu. Și trebuie să găsim o soluție, trebuie să plătim taxe, impozite, ITVA, la urmă, toată lumea trebuie să câștige. Am avut o discuție și cu Buzdugan de la insula Marea Brăilei. Există posibilitate de a colabora în cadrul cooperativei, dar cercetarea o facem în primul rând cu Academia Română, cu zona de, cu Academia asta de la Siseș, cum naiba îi spune, și o să facem cu secția de agricultură de la Universitatea Dunărea de Jos și poate în colaborare și cu Universitatea de
cu secția sau cu facultatea de agronomie de la București. Eu zic că suntem curajoși. Nu este un proiect ușor. Este un proiect greu. Am stat câteva ore, jumătate de zi am stat pe statut, poate n-am epuizat toate punctele, că sunt 7.000 de întrebări care se pun acolo. Una dintre ele este cei care au, parcă am murit și rândul trecut, cei care au mijloace agricole care lucrează astăzi pământul. Nița are 300 de hectare, dau un exemplu, și are mijloacele lui proprii care lucrează integral pământul lui. Și spune, bă, dar ce simt eu, ce fac cu utilajele? Și atunci am găsit o soluție care cooperativa să o aprobe, facem prețul pe fiecare lucrare în parte, le aprobăm, care are utilaje bune, e deștept, care are proaste, o să pierdă bani. Și atunci îl și inviți la ceea ce înseamnă dotare și așa mai departe, dacă vrea să lucreze el. Dacă spune că n-are, se pot închiria la prețul care este aprobat de adunarea generală sau dacă membrii cooperativei agricole hotărăsc achiziționarea fie pe proiecte, că asta e rolul CID-ului, să scrie fie pe proiecte în care puteți 50% cu 50% să ia utilaje noi, fie să le ia cu bani integral dacă nu găsesc altă soluție. Mai e și soluția cu plata în natura, care o știți, dar care nu este așa de deșteaptă și este, nu este în interesul agricultorului, ci este interesul cei care plasează, fie pe leasing din ăsta cu plata în natură, sunt mai multe, dar destul la timpul respectiv. Consilierii județeni și-au dat girul pentru acest proiect. De fapt, proiectul a fost aprobat în forma sa inițială în luna mai, dar acum s-a revenit cu o completare. Terenurile ce urmează a fi transmise în domeniul public al județului Brăila își mențin destinația și vor fi utilizate în scopul activității de cercetare, dezvoltare, inovare, mențiune solicitată de Secretariatul General al Guvernului. Consilierul local municipal independent Simona Drăghincescu a susținut în cadrul ultimei ședințe de Consiliu că la concursul organizat pentru ocuparea postului de director adjunct economic la Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, lucrurile nu sunt clare și a solicitat o analiză atentă a situației de acolo. Vreau să întreb pe domnul director de la DAGL, de la SUPAGL, dacă face acasă concursul pentru postul de director economic, s-a făcut în baza conform prevederilor legale și cel care dosarele care au fost admise respectă prevederile legii 82/91 a contabilității. Adică aveți studii superioare de lungă durată economice. Pentru că informația pe care le dețin reiese că una dintre candidați care s-a admis nu are studii de specialitate de lungă durată, adică economice, cum spune la legea 82 la articolul 10. Răspunsul șefului serviciului a fost prompt. Legea a fost respectată. Mesajele le-a analizat comisia. Și eu vă spun că una dintre dosare nu respectă prevederile legale privind articolul 10, privind legea contabilității. Răspunsul nu a fost pe placul consilierului, care a continuat cu întrebările, motiv pentru care primarul Aurel Simionescu a solicitat o verificare a situației reclamate de consilierul independent, tocmai pentru a clarifica o dată pentru totdeauna aceste lucruri. Procesul de mutare al Bibliotecii Județene Panaiti Strati din Brăila de la sediul din Calea Călărașilor la noua clădire din Piața Poligon numărul 4 se află aproape de finalizare. Astfel, de luni 1 iulie s-a închis pentru 2 săptămâni secția de referințe și internet, iar o săptămână mai târziu publicul nu va mai avea acces la secția de împrumut pentru adulți. Recomandarea reprezentanților Bibliotecii Județene Panaiti Strati pentru utilizatorii bibliotecii este de a solicita până vineri 5 iulie cărțile pe care le doresc de la secția de împrumut pentru adulți din Calea Călărașilor numărul 54, întrucât procedurile de transfer și de inventariere a documentelor vor dura până la sfârșitul lunii august. Biblioteca Județeană Panaiti Strati, în urma mutării în noua locație din Piața Poligon, urmează ca începând cu data de 8 iulie să închidă serviciul de împrumut de carte pentru adulți din Calea Călărașilor.
Dar tot cu această ocazie dorim să anunțăm pe telespectatorii dumneavoastră că tot din 8 iulie se deschide sala de lectură în noua locație din piața Poligon numărul 4, astfel încât cetățenii Brăilei vor avea acces în continuare la publicații. Este adevărat că nu putând să împrumut acele documente la domiciliu, dar vor avea acces la ele și dacă au nevoie pentru diverse examene pot să-și facă copii după fragmente din capitole sau din volume. Răspunsul nu a fost pe placul consilierului, care a continuat cu întrebările, motiv pentru care primarul Aurel Simionescu a solicitat o verificare a situației reclamate de consilierul independent, tocmai pentru a clarifica odată pentru totdeauna aceste lucruri. Subprefectul Ionuț Grosu a susținut în cadrul ultimei ședințe de colegiu prefectural că poate ar fi bine ca specialiștii Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Brăila să vină în sprijinul celor ce fac concesiuni pe pășuni, în sensul că această concesiune ar trebui să se acorde pentru o perioadă mai lungă de timp, astfel încât aceștia să realizeze și investiții. Directorul Agenției Brăilene susține că situația este rezolvabilă. Domnule subprefect, există o rezolvare foarte simplă. Una, am sugerat primarilor în ultima ședință de un contract la ce clauze prevăd dumnealor. Iar pe linie de APIA, pentru că e o problemă generalizată în toată țara, solicităm ca director eșantion de control. Și în momentul în care animalele stau în bolovan și, mă rog, deci nu există pășune, e foarte simplu, luăm banii înapoi și pe viitor. Deci e rezolvabilă. Ideea este că din hârtii, da. Da. Solicităm control la fața locului și atunci ok. Da, știu. Zice, nu fac bani aici, că la anul dai altă. Fac investiția în pășunea asta și la anul mă trezesc când dai concesiune în altă parte. Încheiem un alt contract și mai în altă zonă. Fiind bătută în pe 5 ani, parcă este perioada mare. 5 ani, după ultima ordonanță care încă n-au norme de aplicare. Aici o problemă. Înseamnă că omul ăla știe că 5 ani de zile va gestiona o suprafață de teren cu care, dacă vrea să facă treabă, poate face investiții mai serioase. Da, e rezolvabil eșantion de control, deci e clar. În același timp, subprefectul a spus că în ceea ce privește problemele identificate cu cadastrul de angajați Agenției de Plăți, situația ar putea fi rezolvată dacă se face o inventariere a tuturor suprafețelor. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila reamintește angajatorilor faptul că pot beneficia de un stimulent financiar lunar în valoare de 250 de lei acordat din bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru fiecare elev și student încadrat în muncă. Angajarea acestora se poate realiza în perioada vacanțelor, iar stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maxim 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic pentru fiecare elev și student pentru care s-a încheiat un contract individual de muncă. Diferența dintre stimulentul
lunar acordat și salariul realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii. Beneficiază de acest stimulent financiar angajatorii care încadrează muncă elevi și studenți în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanței, încheiat în condițiile legii cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parțial, sau în baza unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanței. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi, de 30 de ore pe săptămână, se consideră încheiat cu normă întreagă. Nu beneficiază de acest stimulent financiar angajatorii care încadrează muncă elevi și studenți anterior datei de începerea vacanței, stabilite potrivit legii pentru elevii și studenții respectivi, sau au beneficiat pentru acei elevi și studenți de acest stimulent financiar pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic. Pentru acordarea stimulentului financiar lunar, angajatorii din județul Brăila vor încheia cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor și studenților aflați în perioada vacanțelor o convenție. Informații suplimentare se pot obține la sediul agenției din Bulevardul Dorobanților, numerele 603-605 parter, biroul numărul 3. O lună înaintea finalelor campionatelor naționale, atleții seniori, cei de la tineret și juniori 1, și-au verificat nivelul de pregătire în cadrul unui concurs desfășurat la București pe stadionul Lia Manoliu. Printre concurenți s-au regăsit și doi reprezentanți ai Clubului Sportiv Municipal, Aurel Baciu, de la grupa profesorului Mihail Dumitru, și Ana Maria Ioniță, de la cea a profesoarei Irina Roată. La 110 metri garduri, lupta pentru locul întâi s-a dat, ca de obicei, între Cornel Bănănău, de la Farul, și Aurel Baciu, de la CSM Brăila, disputa fiind câștigată de această dată de Constanțean. Baciu s-a clasat pe locul al doilea cu un timp bun pentru această perioadă de pregătire. Ana Maria Ioniță a încheiat cursa de 100 metri garduri pe poziția a patra, locul al doilea revenindu-i tot unei atlete brăilene, Nadia Ilaș, sportivă care reprezintă în prezent clubul Farul Constanța. A fost doar un concurs de pregătire. Până la finele lui august, Baciu are destul timp ca să prindă forma cea mai bună și să urce pe podium, a precizat profesorul Mihail Dumitru.